Clanurile bogate de rom s-au întors în România și vor să arate ce avere au strâns în străinătate. Aceștia organizează nunți împărătești. Nu să-mi schimbe mie planul. Romii bogați își căsătoresc copiii. Denisa și Samuel s-au căsătorit și au avut parte de o nuntă regală. La așa petrecere cu ștaif, invitat de onoare nu putea fi decât Nicolae Guță. Banii și dedicațiile au curs fără număr. Ce mai bine? Distracție pe sistem, turbină. Facem parte astăzi. Adică? Petrecerea o să fie... Băi, de capul meu, ca de fiecare dată turbo... Zi, Robi, că tu știi. Mi-ați pregătit... 6 pistoane. Șase pistoane... Le-ați pregătit vreo melodie? Avem 6 cai frumoși. Avem 6 cai frumoși. Nu e. 500, 1000 de euro. Cam așa e procedura. Cum va fi petrecerea? Foarte frumos. Stă o oră, două la ei acasă și după eu să merg la sală. Împodobită din cap până în picioare cu diamante, dantelă și pietre Swarovski, Miriasa, în vârstă de doar 16 ani, a fost îmbrăcată într-o rochie cu trenă de 10 metri, adusă tocmai din Germania. Mirele este și el minor. Foarte bine. De unde ți-ai luat rochia asta așa frumos? Din Germania. Costumul e din Italia. Cât a costat? Costat mult. Emoții? E secret. Ce emoții are mii de asta ta? Emoții normal. Câți ani ai? 25. Lăsați la mine. Da. Unul dintre invitați a fluturat steagul României pe trapa bolidului de lux, mândru că este român. La mulți ani, casă de piatră. Poftim? Ce vârstă au? Între 16 și 17. Ați venit cu steagul României? Steagul. Un pic obiectiv frumos, așa, de apelul României. De la Palatul lui Vișinel, nunta se va muta în vila de lux a Mirelui, nimeni altul decât nepotul lui Trifuș Rot, bărbatul ucis de studenții de la medicină.